Plenul Consiliului Județean Iași s-a reunit într-o ședință ordinară pentru a discuta câteva zeci de proiecte pe ordinea de zi. Cel mai dezbătut subiect a fost proiectul de buget pentru 2020. Fiecare partid a propus mai multe amendamente. Proiectul a trecut cu voturile tuturor partidelor, mai puțin al PNL-ului, care s-a abținut. Amendamentele aleșilor opoziției nu au fost susținute de toți consilierii județeni. Două amendamente ale PSD au trecut de plen, iar cele propuse de PNL au fost respinse. Grupul Partidului Național Liberal a făcut amendamente și voi reitera amendamentele în cadrul plenului pentru a fi votate, axate pe două mari direcții. Una ar fi drumurile județene și al doilea parcurile industriale. Sunteți la putere și m-ar bucura foarte mult acele sectoare de drum care a spus dumneavoastră să fie incluse și sunt incluse în fondul de dezvoltare, în FDI, care ne-a depus aplicațiile respective și vă rugăm să susțineți în continuare, mai apropiat la Ministerul Dezvoltării să ne spună dacă mai finanțează sau nu aceste sectoare de drum și ne-am bucurat extraordinar de mult dacă dumneavoastră ați reușit să deblocăm, să aduceți bani la guvern, de la guvern la Iași, e vorba de aproximativ 200 de milioane de euro care s-au tăiat de la drumuri pur și simplu din județul Iași. Discuțiile au continuat cu amendamentele propuse de PMP. Aceștia au cerut achiziția unei ambulanțe pentru transport neonatologie, dar și alocarea de fonduri pentru realizarea documentației tehnice necesare amenajării de pasarele pietonale pe drumul E583. Iată că dacă doamna Ivancea a propus azi pentru festivalul de tineret o sumă de bani, eu am propus lucrul acesta încă din 2017. Mă bucur că măcar acum se ține cont și de propunerile noastre. Nu s-a ținut cont până acum și tot timpul a spus că PMP-ul nu vă susține. Consiliul Județean nu susține Consiliul Județean și nu susține dezvoltarea. Noi tot timpul am spus altceva, noi tot timpul am spus că facem o opoziție corectă și susținem toate proiectele de dezvoltare. Bugetul a trecut cu voturile PSD, ALDE, UNEPR și PMP, iar liderii PNL s-au abținut. După încheierea votului, aceștia au și părăsit sala.